Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori și dragi prieteni, vă spunem din nou în această dupămasă bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Ne bucurăm că putem să intrăm din nou în casele dumneavoastră, să vă aducem vești bune și să împărtășim cu dumneavoastră experiențe pe care oamenii lui Dumnezeu le-au trăit sau au fost martori al lor. În această dupămasă avem împreună cu noi pe pastorul Dorel Creța din Paris, bineînțeles original din România, din Bistrița. Dumnealui va avea ocazia să ne istorisească puțin despre viața dumnealui la început. Ne bucurăm să-l avem împreună cu noi. Am profitat de faptul că în această perioadă de timp a vizitat orașul Phoenix și biserica noastră și bisericile din împrejurim. Și doresc să îi mulțumesc pentru că și-a făcut timp să vină și să stea de vorbă cu noi și să împărtășească cu telespectatorii noștri câteva din experiențele și lucrările pe care Dumnezeu i-a dat harul să le vadă și să le facă în viața dumnealui. Frate păstor Dorel, mă bucur din toată inima că sunteți împreună cu noi și că ați răspuns invitației. Am avut experiențe frumoase la Paris, de câte ori am vizitat Parisul și biserica unde slujiți, am venit cu amintiri plăcute de acolo, cu o impresie deosebită. Oamenii românii credincioși de acolo sunt oameni speciali pentru mine, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, care se tem de Dumnezeu și care aduc cinste României. Cu păreri de rău, au fost prea mulți care au adus rușine poporului nostru pe unde au ajuns, dar se pare că în Paris, cel puțin în comunitatea în care slujiți, marea majoritate a oamenilor sunt oameni de cinste. Bine ați venit la emisiunea Pași prin Credință. Poate că la început vreți să împărtășiți cu telespectatorii noștri câteva gânduri sau informații despre viața dumneavoastră, slujirea, locul de unde veniți mai exact, cum ați ajuns în Paris și apoi mai departe intrăm în subiect și ne povestiți câteva din lucrările lui Dumnezeu pe care le-ați văzut sau care Dumnezeu le-a făcut în viața dumneavoastră. Bine ați venit încă o dată! Da, mulțumesc faptul că m-ați invitat să am onoarea să fiu împreună cu dumneavoastră la această emisiune Pași prin Credință. E o premieră pentru mine la emisiunea dumneavoastră, bucurându-mă totodată de frumoasa biserică care o conduceți. Vreau să spun tuturor telespectatorilor o bună seara sau pacea Domnului, salutul românesc al nostru. Mă bucur să ne vedem în seara aceasta, ceea ce spunea fratele pastor Cornel Avram, să intrăm pe aceste unde în casele dumneavoastră. De multe ori ne ajută lucrarea aceasta la ascultare, auzire, împlinire, poate fi și o schimbare în viața multora, lucrarea de misiune care o facem noi. Mă numesc Dorel Creța, vin dintr-o familie modestă, dintr-o localitate destul de mică, Dobric, dar totuși cu un potențial de creștini foarte mare la număr, peste 96%, un număr mare de copii care am crescut în acea vreme în locul acela și sub binecuvântarea și harul Domnului am avut privilegiul acesta să îl cunoaștem pe Dumnezeu de mici. Și nu numai să îl cunoaștem auzind despre el, ci doar faptic. Am văzut mâna lui Dumnezeu la lucru, l-am văzut pe Dumnezeu cum își ține promisiunile. Și ca să vă împărtășesc o primă experiență de la început, ca și fiecare om, avem un istoric fiecare, pentru noi regretabil, dar totodată o experiență împreună cu Dumnezeu, a fost chiar după ce ne-am născut, suntem doi frați în casa noastră, tatăl ne-a părăsit de mici, pe mama a scos-o afară din casă, lăsând-o în stradă în data de 22 decembrie 1970, rămânând singuri,
Nu știa multe la momentul acela, dar Dumnezeu i-a dat o înțelepciune și o forță mamei noastre să ne dea o educație cât mai bună, să ne conducă pe calea mântuirii, lucrul cel mai important pentru un om în viața aceasta, și să ne dea o direcție, direcția, drumul spre cer. Pe lângă toate acestea, după ce mama a găsit o altă locuință unde să locuim împreună cu fratele meu mai mic și cu ea, harul Domnului a fost căci prin cuvântul lui care vorbește în Psalmul 68 cu versetul 5, El este tată al orfanului și apărător al văduvei. Vreau să vă spun că de mic copil am văzut lucrul acesta, căci El dă o casă celor părăsiți. Am remarcat lucrul acesta căci noi n-am pronunțat cuvântul de tată niciodată. Până la vârsta aceasta de 48 de ani mă apropii cu repeziciune. Mulțumim! Dar vreau să vă spun că până la vârsta ce m-am căsătorit, la 24 de ani, am văzut cuvântul Domnului împlinindu-se în viața noastră și mama mereu ne învăța. E adevărat că voi nu aveți un tată, doar aveți un tată care, prin care Dumnezeu a rânduit ca să ne naștem, dar problema a fost, n-am avut un tată la educație, la vorbirea noastră, la să ne ajute la ceea ce trebuie să ajute un părinte de când este copil. N-ați dar am avut văzut un tată în casă. În casă, da. Dar am văzut mâna lui Dumnezeu și ea ne învăța mereu. Dumnezeu este tatăl nostru. Noi de multe ori, în multe circumstanțe, în multe neajunsuri, pentru că fiind o femeie, au venit și probleme peste ea, boli, 6 diagnostice au trecut, a avut spitalizări și în toată perioada aceasta pe noi ne-a învățat să cerem de la Tatăl nostru. Și chiar dacă am fost bogați în sărăcie de multe ori, neavând lucruri ca și cei de astăzi, copiii din America, din Europa sau chiar din România, mulțumim Domnului căci lucrarea Lui în viețile noastre a propășit și L-am văzut pe Dumnezeu la lucru de atâtea ori când ne rugam în casă. Emoțiile care mi le amintesc și acum, și nu aveam pâine. Așa ne-a învățat mama noi să ne rugăm, să cerem de la Dumnezeu și Dumnezeu mai găsea câte un sol, câte un frate sau câte un om din localitate, îl trimitea și zicea, uite, țineți aici 2 pâini. În momentul când noi nu aveam. Și L-am văzut pe Dumnezeu în viața aceasta de mic copil, apoi erau frați și surori care veneau mulți la rugăciune în casa noastră, faptul că locuiam aproape de biserică, am văzut lucrările Domnului și am fost obișnuiți cu prorociile care în viața unui creștin noi recunoaștem prorocii, recunoaștem prorociile, le găsim scriptural și biblic toate acestea și dacă le găsim așa, credem că Dumnezeu vorbește și prin gura prorocilor. Într-o paranteză, și în ghilimele, dați-mi voie să spun, mă întreba odată un frate baptist, dar zice, măi, la voi la Pentecostal, zice, aveți și proroci mincinoși. Și am spus, da, zic, avem, dar voi nu aveți deloc. De aceea noi vrem ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze prin proroci la toată creștinătatea, indiferent din ce comunitate ar fi, din ce religie ar fi sau chiar cult ar face parte. Pentru că noi, în primul rând, credem cuvântul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a înștiințat de multe ori și prin prorocii. Una din prorociile care vreau să o remarc a fost mama când eram noi mici, a avut prorocii multe în casă cu privire la noi, cei doi frați, fratele meu și cu mine. Ce din copii aceștia voi face niște lucrători, niște stâlpi ai bisericii și oameni de care mă voi folosi. E adevărat că gândul nostru, după ce am crescut și am terminat clasele primare, ne-am dus la școală mai departe, la Cluj, și era
așa am fost educați și învățați să învățăm o meserie, să avem o carieră, să fim oameni de caracter, oameni cu multă seriozitate, cu multă responsabilitate și să fim oameni care promovăm în viața aceasta corectitudinea. E adevărat că și lupta celui rău nu s-a lăsat. Una din micile experiențe care am avut-o, faptul că ne încredeam în Dumnezeu, îl vedeam pe Dumnezeu la lucru, dar și lumea se lupta pentru noi. Eram în clasa a noua, la liceu la Cluj, prima treaptă de liceu, cum se numește în România, și eram singur într-o clasă de fete, 39 de fete și un singur băiat. Făceam sport cu clasele mai mari, clasa a 10-a și a 11-a. Și am văzut niște domni mereu venind acolo și într-o sală mare de sport, tot timpul își lua notițe despre cei care făceam tot felul de activități sportive în acea sală. Într-o zi a venit un domn cu ochelari și mi-a pus câteva întrebări. De unde sunt? Cum mă numesc? Deja avea toată situația mea cu notele și tot ceea ce avea el nevoie. Și în momentul acela începe să îmi spună lucruri care îmi plac. Zice, te-am văzut, ești un băiat care ai aptitudini, ești capabil, ești foarte ager, ești iute. Am văzut cum în jocurile voastre îi dădeai pe cei mai mari, îi dădeai peste cap și ieșai învingător. Zicea, ai aptitudini de boxior. Vedeți, a început să-mi descrie o frumusețe a lucrurilor care vin. Tu poți ajunge campion și să-mi explice el toate acestea. Beneficiile care apar în urma unui profesionist în domeniu. Absolut. Deci, diavolul știe să descrie și să arate frumos lumea lui. Da, și în mintea mea s-a zămâslit ceva. Scrie cartea lui Ieremia și prorocul acesta despre ouăle de basilic. Probabil că a pus un ou acolo. Și s-a zămâslit ceva. Mă gândeam, îmi plăcea, pentru că tinerii de obicei le plac lucrurile acestea, mai ales sportive în viață, și mă gândeam ce să fac. A venit a doua oară și m-a întrebat ce te-ai hotărât. Și am spus până la urmă, după tot ceea ce eu am gândit ca persoană, am spus că da. Dar mi-a dat o carte de vizită și m-a invitat la club unde să putem să începem antrenamentele și să-mi explice viața unui sportiv, unui boxior. În momentul acela m-am dus acasă și când am ajuns acasă, prima zi eram plin de entuziasm și bucuros de faptul că uite cine voi fi eu, deja vedeam aproape vârful piramidei. Și au trecut câteva zile, am început antrenamentele și reîntorcându-mă, stând la o verișoară de-a mea în chirie, când intru în casă, o văd pe mama. În vremea aceea noi nu aveam telefonie, ca și astăzi, au trecut mulți ani de atunci. Fără texting, fără internet. Dar Dumnezeu avea telefonie mai bună decât noi. Am științat-o pe mama într-un vis de noapte, apoi într-o vedenie și a doua și a treia oră într-o lucrare, prin prorocie, într-un vas de lucru. Și o văd pe mama acasă. M-am bucurat că am văzut-o, cum de-ai venit, n-am știut. Și începe să-mi spună. Zice, ca o femeie înțeleaptă și am învățat foarte multe de la ea, fiind în casa noastră și profesor, fiind și bărbat cu autoritate, fiind și o asistentă sau chiar medic, când noi sufeream cu ceva, mama noastră ne știa să ne dea medicamentele de care aveam nevoie, să ne administreze tot ceea ce aveam nevoie, ca și o medicină generală, aveam acolo un dulăpior. Și știa să facă și pe judecătorul, știa să facă și pe sfătuitorul și era și preot. Bucătar, era și preot și bucătar și femeie de serviciu și da, toate. Lista poate continua. Exact, era și preot al familiei. Și atunci, și era și profet. Dumnezeu lucra prin ea, prin vedenii, prorocie și îmi spune, Dumnezeu m-a înștiințat că uite ce vrei să faci.
Și mi-a spus exact ceea ce eu deja intrasem în această activitate. Zice, dar Dumnezeu mi-a spus așa, să te oprești până nu este prea târziu. Și a început să-mi spună, nu cum mi-a spus antrenorul, numai beneficiile, ci daunele acestei lucrări. Și deja mă frământram între cele două. Și îmi spune, dacă vei continua pe drumul acesta, îmi explica finalul care l-a arătat Dumnezeu. Și atunci în mintea mea am avut 3 nopți nedormite, mergeam la școală, nici nu puteam să învăț, nici nu puteam să mă concentrez, pentru că mintea mea era, oare de ce nu-i voia lui Dumnezeu să ajung acolo? Eram tânăr. Și până la urmă, încrezându-mă în Dumnezeu, m-am pus și m-am rugat ca și tânăr. Și am postit. Am avut o săptămână în care deja mi-au scăzut și notele, pentru că nu puteam să învăț la capacitatea și la nivelul care eram, și se întrebau deja profesorii, ce-i cu tine? Nimic. Am postit și m-am rugat și Dumnezeu mi-a dat puterea să înving pasiunea aceasta cu care am vrut să fac această lucrare și m-am oprit. E adevărat că am avut repercursiuni negative din partea antrenorilor, chiar a profesorului meu de sport din acea vreme, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El ne-a dat o altă șansă canalizându-ne în lucrarea lui Dumnezeu. Și atunci, continuând lucrarea aceasta, ne-am dus la rugăciune. Cei care cunosc mulți români, Biserica Septimiu Albini din Cluj, România, era o biserică plină de har, o biserică în care Dumnezeu lucra cu semne și cu minuni. Era un frate în vârstă, Iacob Șumandea, probabil că mulți dintre ascultătorii noștri îl cunosc pe fratele acesta, și ne-am dus acolo și a venit și și-a pus mâinile peste mine și am început să, ca și snopii care îi legănați, am început să fiu legănat. Dar de la un moment dat am pierdut controlul legănatului, m-am legănat mai tare. Și mulțumesc Domnului că Dumnezeu a lucrat și a început să vedem lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Și tot așa și cu fratele meu, împreună am început să luăm lucrarea aceasta lui Dumnezeu în cât mai serios. În clasa a doua, revin în trecut, citisem prima dată Biblia. Șansa și harul a fost pentru generația noastră din vremea aceea, căci noi nu aveam atâtea jucării câte sunt în ziua de astăzi, și îi spun o șansă pentru lucrul acesta, noi nu aveam atâtea ordinatoare, nu era tehnologia la nivelul care este în ziua de astăzi, și am început să prindem dragoste de citirea Scripturii. Mă întreba un frate, zice, citești Biblia, zice, că predici, sau citești Biblia că îți place? La 16 ani nici nu mă gândeam cum Dumnezeu va lucra în viața noastră, dar citeam Biblia că îmi plăcea și îmi place. Și ceea ce fac și în ziua de astăzi. Dacă am vreun refugiu, vreun remediu sau vreo sursă de informație, când vreau să aflu ceva, citesc Scriptura, mă rog lui Dumnezeu și vreau să spun tuturor căci Tatăl meu până în ziua de astăzi m-a binecuvântat. Slăbiți, m-a protejat, amin, dar nu înseamnă că nu am avut probleme și nu am. Nu înseamnă că nu am avut scăzăminte și nu am. Nu înseamnă că nu au lovit valurile din toate părțile. Dar mulțumesc Domnului căci până în ziua de astăzi sunt aici în fața dumneavoastră să vă spun că avem un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Îngerul lui tăbărăște în jurul nostru și ne scapă din primejdie. Primejdii ca la fiecare persoană am avut și noi și am văzut mâna Tatălui peste noi. Ceea ce vreau să vă mai amintesc, să vă spun din viața practică a lucrării de slujire, în biserica unde noi am crescut, o biserică frumoasă, v-am spus și mă repet, cu peste 96 de la sută, la sută de creștini penticostali. O să credeți că, mă iertați că vă întrerup, credeți că o să aveți timp sau aveți în gând să ne povestiți ceva, ce s-a întâmplat în localitatea aceea? Unii poate că cunosc, alții nu cunosc. Cum a ajuns localitatea să
aibă atâția creștini. Poate, dar mai încolo, dacă va fi timp. Pot să încep cu aceasta. Am găsit în Scriptură că biserica se mulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Patru surori, eu le numesc deja surori, erau la oastea Domnului în biserica ortodoxă, s-au adunat să postească și să se roage pentru o cauză a lor personală. Nu știa, nici n-au pus mâna pe Biblie și n-au auzit din cuvântul lui Dumnezeu numai de la preotul care slujea atunci în localitate. Și s-au rugat și s-au rugat și s-au dus la biserică. Și a venit așa o putere a Duhului Sfânt peste ele și au fost botezate cu Duhul Sfânt în biserica ortodoxă. Și apoi slăbiți au fost date slăbiți afară. Să fie Domnul. Domnul nu discriminează. Nu. Deci dacă, cum a spus Petru în casa lui Corneliu, Dumnezeu nu este părtinitor. Slavă orice lui. Om care caută pe Dumnezeu și care e neprihănit și care flămând după Dumnezeu are șanse. E ceva deosebit totuși. Da, și de acolo a început istoricul acestei biserici, biserica din Dobric, o biserică frumoasă și a început să crească. După ce le-au dat afară din biserică, ele s-au adunat la case și parcă curgeau spre ele să vadă minunile lui Dumnezeu. Și a început să vorbească în limbi, a început Dumnezeu să le dea daruri și apoi le-a trimis slujitori. Și așa a crescut biserica. Unul dintre mari slujitori care îi găsim și în istoria cultului penticostal, care s-a născut la Dobric și Dumnezeu s-a folosit de el, este fratele moldovan, un frate presbiter, un frate prin care Dumnezeu lucrase cu putere. Și așa a crescut numărul și potențialul în acea biserică prin oameni simpli, dar prin lucrarea Duhului Sfânt. Biserica s-a înmulțit cu ajutorul Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne ajute să se înmulțească bisericile și astăzi cu ajutorul Duhului Sfânt. Știm că sunt localuri, căci biserica este una singură, dar ne adunăm în mai multe localuri în care nu se promovează învățătura lucrării Duhului Sfânt. Dar cine vrea o biserică mare și frumoasă, să lase pe Duhul Sfânt la lucru și Duhul Sfânt să meargă înainte și noi după el. Și biserica crește. Mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. În biserica aceasta, după ce a crescut, s-a mulțit, au fost 645 de membri într-un moment dat și nu aveau voie să fie doi frați în conducere. Noi am crescut, am terminat școlile, am terminat seminarele și cursurile teologice de 4 ani și nu seminarul teologic de la București. Și după ce am terminat acestea, noi ne rugam, citeam Biblia. S-a revenit asupra unei hotărâri a bisericii și pentru prima dată în istoria bisericii, după 70 de ani, am fost propuși și aleși doi frați în conducere. Și Dumnezeu așa ne-a crescut, pentru că Dumnezeu vorbise prin Duhul Sfânt, prin lucrările Lui, pentru că e adevărat că Dumnezeu vorbește prin proroci și cele care vin de la Dumnezeu se împlinesc, cele care vin din Duh de îndrăzneală le lăsăm în altă parte, nu le discutăm acum, nu se împlinesc. Și a început să se împlinească prorocia. Am ajuns amândoi frați în biserică să slujim ca și diaconi și mama la 57 de ani Dumnezeu a chemat-o acasă după atâta muncă, după atâta trudă, după atâta alergare la o vârstă foarte tânără, dar spunea un lucru, zice, știu că Dumnezeu va fi cu voi. Ne-a încredințat în mâna Domnului și Dumnezeu ne călăuzește în continuare. Am văzut mâna lui Dumnezeu după ce am fost ordinați de prezbiteri, apoi de păstori, cum Dumnezeu ne-a folosit într-un mod sau altul. Una din experiențele în care a fost pentru mine o lucrare inedită, o lucrare autentică din partea lui Dumnezeu, după ce am ajuns la Paris, a fost invitat un păstor din România, pe nume fratele Sandu Negrușer, de la Cluj. De la Cluj și am organizat o evangelizare, dar în momentul acesta un alt frate venit de la Turda, la copiii lui, au ajuns
A ajuns la copilul, i-am dat mâna, ne-am cunoscut în biserică, biserica numeroasă, cum dumneavoastră ați văzut-o, nu putem discuta cu tot publicul, dar cu o parte dintre ei. Și în acele zile cât fratele invitat era la noi, într-o seară s-a întâmplat că ne sună telefonul. Răspundem, fraților, avem o urgență, fratele Bumb Ioan de la Turda, copiii lui, unul credincios penticostal, ceilalți nu, a căzut, i s-a făcut rău, aglomerația din Paris, căldura și toate acestea l-au afectat și a ajuns la spital. A intrat într-o moarte clinică. Am sunat frații, toți era pregătiți în drum spre evangelizare, n-am reușit nici pe unul. Cu fratele meu ne-am înțeles, am zis, voi cu biserica mă susțineți în rugăciune și mă duc singur. Nu este cu cine, totdeauna noi mergem cu Dumnezeu, Dumnezeu înainte și noi după El. Și intrând într-o sală unde era mai mult public, vreo 15 persoane, mai mulți erau, cred eu că creștini ortodoxi, nu i-am cunoscut decât pe unul dintre ei, am dat mâna și o inspirație divină, spuneau tinerii, zice, a spus, zice, când am intrat în acea sală, Dumnezeu vi-l dă înapoi. Ne-am dus, medicii foarte amabili, ne-au deschis salonul unde era, era culcat pe pat, am pus mâna pe el, era rece. Am zis, nu-i mai circulă sângele, omul acesta, după mintea mea, probabil că mai are câteva ore și o să oprească și aparatele. Era deja la 80, aici e o limită. Și ne-am rugat, au cerut să-i facem ungerea cu un de lemn. Mărturisire nu i-am mai putut face, dar ne-a rugat în numele Domnului și am făcut ungerea cu un de lemn și m-am reîntors, am dat mâna cu ei, le-am spus să rămână liniștiți, le-am sfătuit ceea ce Dumnezeu mi-a dat în momentele acelea și apoi m-am dus la biserică. A doua zi să fiu sunat, căci fratele și-a revenit, s-a ridicat pe picioare și au întrebat medicii ce i-a făcut omul acela. Copiii i-au spus nimic decât s-a făcut o rugăciune și nu le-au mai explicat și despre ungerea cu un de lemn. O minune care Dumnezeu a lucrat, una din minunile care Dumnezeu a lucrat spre vindecarea acestui om și am văzut că ceea ce spune el cu ani în urmă, cu 10, 20 sau 1000 de ani, cuvântul lui este da și amin. Adică amin. Se împlinește. Și aceasta parcă îți dă o credibilitate și o dragoste de a lucra în via lui Dumnezeu. Pentru că noi știm că avem un Dumnezeu care își împlinește cuvântul. Și de aceea și cu dragostea cu care vrem să lucrăm în via lui și mulțumim Domnului că ne-a facilitat și ne-a dat lucrul acesta ca să lucrăm, nu are harul oricare. Și de aceea, când vedem că Dumnezeu folosește oameni și acum, ca și în vechime, de multe ori spun și bisericilor și familiei și mie însumi, nu avem alte lucruri de făcut decât să-i mulțumim Domnului. Și aducem mulțumiri ca jertfă. Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea care ai făcut-o și să avem puterea să mulțumim Domnului și pentru lucrurile negative, pentru ceea ce nu ne place. Să avem puterea să-i mulțumim Domnului căci tot din experiența personală vă spun, să ai puterea să-i mulțumești Domnului când nu poți face ceva. După ce ne-am căsătorit, Dumnezeu ne-a dăruit primul copil, s-a născut o fetiță pe nume Ana Tabita, a trăit 27 de zile și Dumnezeu a chemat o casă. S-a născut cu malformații, am semnat să-i fac o operație, ni s-a spus de către medicii specialiști de la Cluj în domeniu căci unul la un milion are șansă. Și am zis, poate acela unul e fetița noastră. Dar vreau să încurajez pe cei care au eșecuri, erori în viață, care au căderi, care au supărări peste măsură, care cred, oare ce se întâmplă dacă tata nu mai este, dacă mama nu mai este, dacă cei care mă ajută nu mai este. Și la 27 de zile Dumnezeu a chemat o casă. Mi-am pus întrebarea în mintea mea și mă gândeam la câțiva bătrâni. Ca om, umanitatea din noi de multe ori își exprimă
mulțumirea sau nemulțumirea. Și de data aceasta am exprimat nemulțumirea. Doamne, dar de ce ne-ai luat-o pe sora cutare care are 96 de ani? Și mergeam cu cina la ea și zicea, aștept pe Domnul să vină să mă cheme acasă. Și nu i-a ascultat dorința. De ce ai luat-o pe fetița aceasta care abia a intrat în viața aceasta? Pentru că noi știm că hotarul vieții este între naștere și moarte. Și apoi continuă moartea care înseamnă despărțire sau odihnă și apoi continuă în viața veșnică. Aș vrea tot auditoriul, toți ascultătorii noștri să aibă viață veșnică. Amin, Dumnezeu amin, să ne binecuvinteze. Și am primit un răspuns. După aceasta a murit mama. Acesta a fost răspunsul. Ne-a luat-o și pe ea. Și am zis, Doamne, dar acum când mâinile ei slăbănogite puteau să odihnească, când Dumnezeu ne-a dat puterea ca noi să conducem, să avem o familie, s-a terminat viața de orfan, avem o viață de familie și am început să muncim, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un salar modest în România și ne-am bucurat de viață căci am văzut mâna lui Dumnezeu și omul mulțumit în inima lui, găsesc biblic și am văzut-o în viața noastră, are un ospăț necurmat. La noi tot timpul era bucurie, frații veneau la cântări, la rugăciune, la sfaturi, ne chema într-o parte și în alta. Și am zis, aceasta e viața, noi începem raiul aici. Aici pe pământ, și da. Dilema a fost când ați fi spus că mama a ajuns la o fază în viață în care să se bucure, să aibă satisfacție, să aibă împlinire, să nu mai muncească așa de greu, să trăiască mai bine și mai ușor. Dumnezeu a pus punct. Exact. Dumnezeu a chemat-o acasă și am zis, Doamne, dar de ce ai făcut și lucrul acesta? Tot umanitatea. Și am primit un răspuns din partea Domnului. A fost acesta. Și pentru ascultătorii noștri care poate au trecut prin viață similară, a pierdut pe cineva drag din familie, un copil, mai ales ca și părinte, să-ți duci copilul, să-l înhumezi, nu e un lucru ușor, e un lucru foarte dramatic, dureros, trist. Dacă Dumnezeu nu te întărește, ajung alții în faze mai grave. Și am primit răspunsul acesta. Dorel, așa am avut o lucrare pe nume, printr-un proroc care nu l-am cunoscut, a trecut doar prin biserică și în biserică mi-a pronunțat numele într-un public foarte mare. Dorel zice, le-am chemat pe cele două suflete acasă ca tu să te pocăiești. Și am zis, Doamne, dar tu m-ai făcut slujitor. Mai trebuie pocăință? Și mulțumesc Domnului căci mai am nevoie de pocăință. Doar prin Iisus avem viață veșnică. Și nu mulțumim. Da. Mulțumim că El ne arată și practic ceea ce noi citim sau auzim sau alții se informează sub alte forme sau alții nu sunt informați deloc, dar noi vedem practic lucrarea aceasta și mulțumim Domnului pentru ea. Un caz care încă m-a frapat tot la Paris în biserică. Fac discernământ între oameni și prin Duhul Domnului mă uit la om și aproape că îi citesc viața și modul lui de viață. Proverbul românesc spune fața cum ți-e viața. Dacă e posomorât, dacă e trist, dacă e deschis, dacă vedem că e bucuros, imediat îți dai seama de câteva criterii care omul poate să le aibă. Și am văzut că ostilitatea diavolului împotriva credincioșilor este foarte puternică. A venit printre multele cazuri care le-am parcurs de aproximativ 10 ani, slujesc ca și păstor în biserică, la Paris, înainte 12 ani am slujit în România, dar spuneam și fraților de multe ori, duhuri așa obraznice ca și la Paris n-am întâlnit. Bănuiesc că și aici sunt. Experiențe noi. Și ne rugăm Domnului ca Duhul Domnului să biruiască. Amin, amin. Și totul ce este de la cel rău să dea la o parte. Mă ocup de lucrarea de cateheză în biserică și
experiență cu fiecare candidat în parte. Slujitorii care ne ascultă știu lucrul acesta, fiecare are viața lui și vedem de unde îi smulge Dumnezeu și de unde îi ridică și îi aduce la mântuire. Unul din cazurile care le-am parcurs a fost o soră pe nume Diana Cosma, cântăreață în lume, a mers cu mulți dintre marii noștri artiști români în țară și în străinătate. După o perioadă a găsit biserica pe internet, a venit la biserică, a văzut public, mult public, mult a intrat odată acolo. Fiind cântăreață, s-au cântat niște cântări și a tras-o cântarea. Și sora aceasta, totdeauna cazurile grele îmi revin să mă ocup de ele. Frații se roagă pentru mine și mă trimit pe linia întâi. Sora aceasta, ce am văzut la ea, a venit să se boteze. Am înscris-o la catecheză, s-au făcut câteva lecții de catecheză și după toate acestea își exprima dorința să se boteze. După ce am vorbit cu ea, a trecut la mărturisire, am discutat, au mai discutat și alți frați, ea trăia cu un francez, după lumea modernă știți că sunt mai multe tipuri de căsătorie sau necăsătorie, de 11 ani cu omul acesta și printre sfaturile care le-am avut să aducem la doctrina și învățătura biblică care o avem, doctrină care înseamnă învățătură, pentru cei care nu cunosc lucrul acesta, și apoi principiile biblice, am sfătuit-o să meargă la starea civilă, să-și facă, să se căsătorească acolo și putem să o botezăm după toate interviurile care le-am avut cu ea. Bărbatul respectiv nici cum nu a vrut să se căsătorească cu această femeie. A pus, vă spuneam, de ostilitatea sau împotrivirea diavolului. A pus o piedică pentru ea. Ea a început să plângă, să se roage. Noi o sfătuiam, am zis, până la urmă a ajuns data botezului. A ajuns aproape zilele când trebuia și le-am spus la ceilalți candidați care deja au fost admiși pentru botez, pentru că și noi facem ca și Ioan botezătorul, nu respingem pe nimeni, dar pe unii îi mai amânăm. Și am spus, soră, dacă poți, o să rămâi pentru un alt botez. Ea nu a insistat și a spus, o femeie foarte înțeleaptă, este și funcția ei directoră la o grădiniță de copii, creșă de copii, cam așa ceva, și spunea, zice, da, zice, n-aș vrea să se deschide o ușă prin ceea ce eu fac. Și am spus, noi te susținem în rugăciune, biserica, cei care te cunosc, grupuri care te cunosc, au început să te îndrăgească și ea a văzut toate lucrurile acestea și a simțit căldura aceasta și a rămas pentru următorul botez, adică aproape un an de zile. În timpul acesta ne-am rugat Domnului ca cu dorințe bune, ca omul acesta să accepte, i-a scos toate hârtiile de cât i le-a dus în față și el atât ai trebuia să ia un stilou și să semneze. O simplă semnătură. Și n-a vrut. Până la urmă, am văzut modul cum a lucrat Dumnezeu și aici. Ne-am rugat pentru ea și bărbatul acesta i s-a propus serviciul într-o altă localitate din Franța, numită Nice, în sudul Franței, la aproximativ 800 de kilometri de Paris. Și a spus, uite, eu vreau să mă duc acolo, vii și tu cu mine, și ea a spus nu. Nu mă duc acolo, eu vreau să mă botez. A plecat și s-a rupt relația între ei, ea a rămas cu un copil care îl avusese, dar am văzut puterea cu care Dumnezeu a lucrat și i-a dat-o, deși noi sfătuim ca cuplurile să fie împreună, dar a avut puterea aceasta să renunțe la unele plăceri și nevoi are trupului pentru Dumnezeu. Și până la urmă am ajuns de am botezat-o. Hotărârea ei și demnitatea ei
am văzut cu atâta dragoste cum Dumnezeu a lucrat în viața ei. Și acum se poate urmări chiar și pe internet cântări cântate de sora Diana Cosma. Deci unul dintre cazuri care l-am parcurs împreună cu biserica, împreună cu frații de acolo și una din experiențele care le-am văzut, căci renunțând la lume, renunțând la plăcerile acestei lumi, mâna lui Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Noi ca și oameni, de multe ori spunem, nu știm ce să mai facem. Nu este soluție, nu-i rezolvare. Exact. Suntem încurcați, ne dăm bătuți. Și totuși Dumnezeu, și când, prin rugăciune... Când ne vedem slabi, vedem puterea lui Dumnezeu cum lucrează. Dumnezeu este tare. Pentru slujitori care ne ascultă și și-au pierdut autoritatea în biserică, ca și un sfat și o discuție între noi, este puterea rugăciunii și să cerem autoritate de la Dumnezeu, dar să ne clarifice Dumnezeu dacă locul nostru este acolo sau este în altă parte. Și atunci Dumnezeu ne poate da autoritatea. Un exemplu, un frate din biserică tot timpul avea nemulțumiri. Vă spun din experiențele diferite din lucrările care le vedem. Vindecări, întoarceri la Dumnezeu sau chiar nemulțumiri în biserică. Și scria SMS-uri la frați din conducere, scria bilete la amvon la cel care conducea și tot timpul aducea supărare și întristare în conducere. Și am zis cu frații, ce să facem? Unii dădeau unele propuneri într-un fel sau altul să intervină pe o cale legală sau ca oamenii să rezolve și am zis, haide să ne punem, ne rugăm și postim. Dacă Dumnezeu nu rezolvă, noi știm că cea mai mare autoritate este la Dumnezeu. Și așa am făcut. Într-una din după mesele, cum avem noi slujbă, după slujbă, am avut cina Domnului și au fost propuneri să facem lucrarea de ungere cu un de lemn. S-au parcurs pașii care trebuie parcurși, câteva mărturisiri și împreună cu frații, cu fratele meu, cu Grigore și ceilalți slujitori care sunt acolo, am făcut această lucrare. Au venit peste 200 de oameni. Programul s-a prelungit cu aproape o oră. Și fratele acesta, totdeauna, știi, dacă se prelungea cu 10 minute, aveam... Avea de comentat, avea de spus ceva. Avea de lucru, de spus ceva. Dar a trecut acestea, am mulțumit Domnului și ne-am dus acasă. Fiecare la lucrul lui, ne-am pus întrebări cum Dumnezeu a lucrat, alții ne-au spus cum Dumnezeu i-a vindecat, alții nu. Și luni dimineața primesc un telefon și îmi spune, frate Dorel, sunt fratele cu tare, mi-a spus numele, uite ce s-a întâmplat. Eu am fost omul care v-am necăjit, care v-am supărat, care am făcut așa, dar aseară, chiar dacă ați prelungit programul, a putut să depășească și el, că a fost vorba de el, și a ieșit soția mea la ungere și pentru care ne-am rugat de atâția ani și ne-am mai rugat pentru ea și altă dată. N-am știut noi cine și cum în spatele acestei lucrări, dar știam că Dumnezeu poate să clarifice lucrarea și zice, a venit vindecată și mulțumim Domnului că și analizele i-au ieșit bine. Și vreau să încurajez frații lucrători să ceară autoritate de la Dumnezeu. Și Dumnezeu când îți dă autoritate, nu trebuie să vorbești tare sau încet. Domnul Iisus spunea că vorbea cu putere. Când vine puterea lui Dumnezeu, vorbele care noi le pronunțăm au putere asupra celor care ne ascultă și un efect pozitiv înaintea lui Dumnezeu. Și mulțumesc Domnului și pentru această lucrare. Slăvit să fie Domnul! Mă bucur de experiențele împărtășite. Mai avem vreo 5 minute la dispoziție să mai ascultăm, poate dacă vă mai aduceți aminte de una din experiențe. Oricum, până aici am fost îmbogățiți și sunt convins că Dumnezeu a vizat anumite persoane care,
care ne urmăresc și care aveau nevoie tocmai de astfel de experiențe și astfel de cuvinte. Mai ascultăm dacă aveți încă o experiență care să o începeți sau puteți să o includeți. Foarte scurt, vreau să vă spun că și în viața de slujitor, de lucrător, am avut și eșecuri. Împreună cu un frate, Simeon Bud, un frate care îl chem cu mine, de obicei, are un cuvânt cu autoritate și putere, deși vorbește foarte blând și un temperament calm, mai rar, dar știe unde să puncteze, dat de Dumnezeu prin înțelepciunea lui. Ne-a dus la o familie cu 6 copii care au fost în pragul divorțului. Nu ne interesa pe noi cauzele, noi am vrut să fie împreună și după 4 ore și jumătate ne-am urcat în mașină amândoi și am venit plângând acasă. Și vă spun de ce. Ne-am văzut înfrânți, cei doi nu s-au împăcat. Aceasta a fost o înfrângere, dar știm că Dumnezeu este biruitor și ne-a folosit și la alte lucrări, chiar la relațiile dintre soț și soție, unde sunt foarte greu, pentru că cei doi care au fost una, să rămână una, e foarte greu de reparat, dar mulțumim Domnului că ne-a dat multă și, mă repet, multă putere de convingere prin Duhul Său Cel Sfânt și multe familii au rămas împreună, dar am avut și o înfrângere. Și am venit plângând amândoi acasă și zicea fratele, dar zice, mai ai lacrimi? După ori ceva de condus, m-am oprit în fața casei, m-am șters pe față, m-am dus acasă, am intrat direct în baie să mă spăl, să apar bine. Și soția, ajutoarele noastre potrivite în lucrarea care suntem, Creța Lucreția, m-a citit și a spus, cred că n-a fost bine. De data aceasta nu te văd ca de altă dată bucuros că vii de la luptă învingător. Dar aceasta a fost o experiență neplăcută. Da. Dar mulțumim Domnului pentru celelalte în care Dumnezeu își folosește lucrătorii, printre care așa a vrut El, nu că am fost noi mai buni decât alții, ci a vrut și vrea să ne folosească încă. Da. Și de aceea spun tuturor să vă lăsați folosiți de Dumnezeu. Ne dă Dumnezeu harul ca să fim lucrători împreună cu El. Amin. Datoria noastră este să luptăm. Rezultatele într-o consiliere, într-o sfătuire, nu depind întotdeauna de noi. Nu. Depind în primul rând de Dumnezeu, dar Dumnezeu lasă și la latitudinea celor în cauză, celor care sunt consiliați. Dacă omul nu vrea să iubească, dacă omul nu vrea să creadă, dacă omul nu vrea să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, dacă omul nu primește sfatul, nici Dumnezeu nu-l obligă. Omul va rămâne responsabil și își va culege roadele după ceea ce a semănat. Pentru noi ca și slujitori, bineînțeles, privim ca o pierdere, ne doare sufletul pentru cei care nu se lasă convinși, pentru cei care nu se întorc, considerăm o înfrângere pentru că e un război care avem impresia că l-am pierdut și e normal ca să suferim, dar în final Dumnezeu este stăpân peste toate și omul este responsabil de decizia lui. Dacă unii nu vor să asculte, nu vor să se împace, nu vor să primească cuvântul, ei vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Absolut. Cel puțin noi putem să avem conștiința curată și împăcată că ne-am făcut datoria și am făcut tot ce depinde de noi. Și uneori Dumnezeu, ca să ne smerească și să ne arate că nu noi facem lucrarea, poate că acolo unde ne rugăm mai mult, unde investim mai mult timp, unde postim mai mult, unde plângem mai mult, acolo nu se vede rezultatul, ca să știm că nu suntem noi cei care facem lucrarea respectivă, ci este Dumnezeu. Și în alte locuri vedem cum Dumnezeu intervine funcție de modul în care omul lasă să-i se moaie inima și să-i vorbească Dumnezeu. Și în seara aceasta, iubiți telespectatori, prin fratele păstor Dorel Creța, v-a vorbit multora dintre dumneavoastră. Poate că cineva e într-o situație similară în care ei au fost în urmă cu 40 de ani aproximativ, când
când au ajuns în stradă cu mama și doi băieți și nu vedeau nicio speranță. Dumnezeu este tatăl orfanului și sprijinitorul văduvei. Dumnezeu este cel care întărește pe oameni care ajung în context în care simt că toate se prăbușesc. Dumnezeu este cel care poate să intervină. Alți tineri care se gândesc că împlinirea lor e în lumea aceasta, Dumnezeu v-a vorbit. Am fost binecuvântați de Dumnezeu în seara aceasta, de cuvintele auzite, de experiențele împărtășite. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă deschidă inima, să facă aceste cuvinte cu folos, să vă îmbogățească sufletul și să ne vedem și data viitoare la aceeași oră. Vă mulțumim pentru că ați petrecut împreună cu noi, vă încredințăm în brațul Domnului și vă dorim mult har, pace, sănătate și binecuvântare. La revedere! Domnul să vă binecuvânteze!